Ploile din ultimele zile au umezit zăpada existentă, iar pe pantele înclinate se pot declanșa avalanșe de topire spontane. Salvamontiștii din masivul Bucegi spun că traseele de abrupt sunt în continuare închise circulației publice și îi sfătuiesc pe turiști ca în perioada imediat următoare să nu se aventureze în zonele superioare ale munților. Le reamintesc iubitorilor de munte că iarna este încă prezentă în zonă, iar prudența nu trebuie diminuată nicio clipă, deoarece muntele nu iartă și orice mică greșeală poate provoca incidente, soldate cu răniți sau chiar persoane decedate. Salvamontiștii și jandarmii montani patrulează în perimetrul respectiv pentru a-i opri pe cei dispuși să se aventureze, asta în ciuda avertismentelor. În timp ce la munte există pe pericolul de avalanșe. În zonele de deal se menține riscul de inundații. Administrația Națională de Hidrologie a prelungit avertizarea cod galben până la 25 martie la ora 16 pe râurile din bazinele hidrografice Neșlov, bazin superior și mișlociu pentru județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu. În continuare vor cădea precipitații, în în centrul, sudul și estul țării. La munte va ninge, în zonele subcarpatice vor fi mai ales la și nisori, iar în restul teritoriului vor predomina ploile.